îți voi arăta cum să faci cele mai gustoase chifle pentru doner Kebab. Hai să vezi cât de simplu se prepară. Într-un bol încăpător o să punem 1 kg de făină, 500 de ml de airan, puteți să puneți 500 de ml de apă sau de iaurt, ce aveți. Am adăugat și 3 lingurițe de sare, vom pune și 80 de ml de ulei, adăugăm 14 grame de drojdie uscată, Apoi începem să frământăm aluatul. Dacă mai trebuie făină, mai puteți pune puțină. Trebuie frământat foarte bine. Vom lăsa aluatul la dospit timp de o oră. Pentru cele mai bune rezultate, puteți să-l lăsați prima oară la dospit 30 de minute, după care îl frământăm din nou și îl mai lăsăm încă 30 de minute. Trebuie acoperit. După ce a stat o oră la dospit, pe masa de lucru o să punem făină și începem să punem aluatul. După ce am pus aluatul pe masă, îl vom lucra puțin și începem să-l împărțim. Puteți să cântăriți fiecare chiflă să aibă cam 60 de grame, le dați o formă rotundă, după care le acoperiți și le vom mai lăsa la dospit timp de 30 de minute. Aș vrea să știu ce părere ai despre această rețetă lăsându-mi un comentariu. După ce au trecut cele 30 de minute, o să le întindem cu un sucitor, nu trebuie să apăsați foarte tare, cam așa vor arăta. Procedăm la fel cu toate, între timp preîncălziți cuptorul la 200 de grade. După ce le întindeți, trebuie să le puneți într-o tavă. Eu am pus hârtie de copt în tavă. După ce am terminat tot procedeul, o să le punem în cuptor la 200 de grade, timp de 15 minute. În această perioadă nu trebuie să deschideți cuptorul absolut deloc. Dacă mai trebuie, le mai lăsați puțin. Cert este că ele trebuie să se umfle, să fie rumene. Dacă nu au acest aspect, nu trebuie să le scoateți. Foarte important atunci când faceți pâine sau chifle sau chiar și prăjituri este să aveți un cuptor bun. Cam așa arată chiflele în timpul coacerii. Uh, După ce au fost gata le-am scos și uitați cât de bine arată. Vă asigur că sunt foarte gustoase. Chiar nu trebuie să mai mergi la magazin să le cumperi când poți să le faci chiar tu la tine acasă. Eu am făcut un sandwich, dar pot fi folosite și ca donor kebab. Pur și simplu puteți să faceți uh, niște crispy în aceste chifle ce vă place. Eu am pus în ele niște pesto de ardei, cam așa arată ele în mijloc. După părerea mea arată foarte bine și sunt gustoase. Am pus niște salată, mozzarella, roșii, puteți să puneți ce doriți. Dacă ți-a plăcut această rețetă, te invit să o distribui cu prietenii tăi. Aș vrea să știu ce părere ai lăsându-mi un comentariu. Dacă faci această rețetă, poți să vii cu o părere în comentarii. Foarte important este să respecti procesul pe care eu ți l-am arătat în acest video. Îți mulțumesc frumos pentru vizionare! Te rog frumos să te abonezi la canal. Mă ajută foarte mult! Îți mulțumesc!